Vreau să vă întreb dacă ați văzut și declarația domnului Ciucă de astăzi, care a afirmat că sunt administrații liberale, lucrurile se mișcă mai bine, sunt orientate spre dezvoltare. Sunteți de acord cu domnul premier? Știți, este genul acela de argumentație întotdeauna, da, dar. Eu atunci am să-i spun dar, spunându-i că eu sunt din Ploiești și că acolo avem o administrație PNL care este foarte slabă, ca să fac să folosesc niște termeni decenți. Este catastrofală. Nu se întâmplă nimic și nu se întâmplă nimic deja de 6 ani de zile, înainte având tot o administrație PNL. Însă, există exemple bune de bună practică în toate partidele politice și, într-adevăr, sunt administrații locale care performează și de la PNL, și de la PSD, și de la UDMR, și de la, aș fi vrut să spun, și de la alte partide politice. Din păcate, la USR nu am niciun exemplu de bună practică pe care aș putea să-l dăm. Vedem ce se întâmplă în sectorul 1, vedem ce se întâmplă în Primăria Capitalei, știm scandalul de la Timișoara, știm scandalurile de la Brașov, știm scandalurile de la Bacău și așa mai departe. Deci, din păcate, aici nu pot să dau un exemplu bun. În schimb, în zona partidelor care se află astăzi în coaliția de guvernare, sunt exemple de primării care performează foarte bine și pot fi date de la oricare dintre partidele care sunt în coaliție, dar, din nefericire, sunt și exemple de primării care performează mai puțin. Acum, îmi aduc aminte că eram într-un studio de televiziune în urmă cu ceva vreme și am spus un lucru, că eu aș merge în Craiova să-mi fac un city break, să fac un concediu de weekend. Și lumea atunci a râs în studio și am invitat să meargă, să se uite și să vadă cu ochii lor transformarea Craiovei în ultima perioadă de timp. Eu am ajuns acolo în 2018-2019, nu mai fusesem o perioadă de timp, pentru că erau foarte multe firme care au aplicat prin Startup Nation și erau, spre exemplu, un centru vechi, tot felul de inițiative private a antreprenorilor din localitate și care mergeau foarte bine. Am vrut să le vizitez. Am fost uimit de felul în care arăta centrul vechi, ce schimbare era acolo și cât de frumos se arătau parcurile. Între timp este și mai bine. Lucrurile au evoluat, se vede în fiecare săptămână, aș putea să spun, că se întâmplă ceva, că este o dinamică în acel oraș și se întâmplă lucruri bune. Deci pot să dau exemplu și din Buzău și pot continua cu exemplele, pentru că sunt extrem de multe în această direcție. Cum sunt convins că și colegii din PNL pot să dea exemple despre primării care evoluează foarte bine, despre Oradea se vorbește foarte frumos în România. Adică pot fi exemple și într-o parte și în cealaltă. Sunt tensiuni în coaliție? Nu simt tensiuni. Sigur că întotdeauna avem acea dinamică și aplicare spre picanterii, să vedem dacă se mai întâmplă ceva. Într-adevăr, poate fi plicticos că oamenii muncesc, lucrează, vor să îndeplinească în guvern toate țintele din PNRR, să absorbim banii europeni și să dăm o dinamică țării. Pentru foarte mulți care caută doar partea aceasta de picanterie, poate să pară plicticosă.